Bună seara! În fiecare vineri ne reîntâlnim cu emisiunea Turism, Spiritualitate, Autocunoaștere. În cadrul acestei emisiuni avem invitat, de fapt avem o invitată deosebită, un ghid de suflet al nostru, pe doamna Diana Gavrilă. Bună seara, Diana! Bine ai venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să te avem alături. Știu că legătura ta cu munții, în special cu munții Buzăului, pornește din copilăria ta, de fapt, mai bine spus, de la începuturile vieții tale. Pentru început, aș vrea să te întreb, care este povestea vieții tale? Care este legătura dintre Diana Gavrilă și munții Buzăului? Da, este foarte adevărat. Probabil și nu probabil, cu siguranță de la naștere, ne sunt trasate drumurile și atunci probabil că nu întâmplător s-a ales așa, ca eu să mă nasc la Colți, să copilăresc acolo, atât adolescența, deci cât și copilăria mi-am petrecut-o într-un cadru natural deosebit și pot să mă laud când desăvârșesc maturitatea în același spațiu. E o poveste lungă, aș căuta să o scurtez pe cât pot, dar nu ocolind momentele importante care au dus la această poveste. Dorința de cunoaștere, dragostea de istorie, pentru că o să vedeți, locurile abundă de o astfel de încărcătură, mi-au fost insuflate în special de mama. Eu sunt orfană de tată de la 2 ani, iar mama a fost învățătoare, mi-a insuflat întotdeauna această dragoste. Dragostea de cunoaștere și de istorie. Da. Sigur și nativ dobândim anumite lucruri, că eu de copil aveam așa o dorință extraordinară de a merge în natură. Universul meu de multe ori putea fi doar un metru pătrat în care eu simțeam parcă și cum cresc firele de iarbă. Urmăream gândăceii, ascultam cântecul păsărilor, priveam stelele și aș fi dorit să aflu cât mai mult despre lumea de dincolo de ele. În vremea școlii, aș putea spune așa, poate sună și puțin așa hilar, nu mi-a fost dat să copiez niciodată. Ca și când eu ar fi trebuit să știu absolut toate lucrurile, trebuia să-mi fac temele cu conștiinciozitate, ca să descoper la maturitate că am avut nevoie de aceste lucruri, de aceste cunoștințe, de această bază, pentru că tot ceea ce fac în prezent necesită lucrul acesta. Sunt călăuză în munții Buzăului, într-o zonă mai cunoscută acum decât în momentul când am început să fac eu acele drumuri prin munte, deci asta însemnând 2008, zona având o încărcătură istorică, dar și geologică, știți că întotdeauna nu poți face arheologie, nu poți face lucruri de felul acesta fără să ai suficiente cunoștințe la bază. Și atunci, faptul că eu am fost forțată să îmi însușesc anumite materii, iată că s-a dovedit util. Și în continuare, acum, la vârsta maturității, ai scris o carte extraordinară, Enigme ale trecutului îndepărtat în munții Buzăului, munții Buzăului între mister și realitate, o carte deosebită pe care vi-o recomand. Știu că deja primul tiraj a ajuns aproape de final, urmează să o reeditezi. Da, este adevărat. Și sperăm cât mai curând, pentru că de câte ori am fost cu grupurile în zona Colții Aluniși, toți membrii grupului au cumpărat această carte și vroiau să cumpere și pentru prieteni. Ultima dată deja am luat ultimul exemplar de la locația de unde stăteam și pe mine m-a bucurat extraordinar de mult să descoper faptul că ai scris această carte într-un mod clar, limpede, ușor de asimilat și de lecturat,
În același timp, cartea are o mulțime de fotografii, după cum se poate observa, este însoțită de imagini color, care îi dă un plus astfel de acestei cărți. Îți mulțumesc și pentru autograful deosebit pe care mi l-ai dat. Sperăm să revedem la tipar cartea pentru a se bucura cât mai mulți oameni de această cunoaștere a ta. Știu că împărtășești cunoașterea, în primul rând, prin ghidajul pe care îl oferi la fața locului. Aș vrea să precizăm că tema emisiunii noastre este, de fapt, Țara Loanei, complexele rupestre aluniș nu cu ruginoasa. În acest areal ne vom deplasa și noi pe parcursul a două emisiuni, întrucât zona este foarte încărcată cu dovezile acestea minunate, aceste urme ale trecutului, încărcate atât de istorie, dar și de spiritualitate. Nu putem rezolva și străbate întreg arealul doar într-o singură emisiune. De aceea vă invit să urmăriți descrierea Țării Loanei în două emisiuni. În această primă emisiune dedicată complexelor rupestre aluniș Nucu, aș vrea să punctăm câteva din aceste situri și aș vrea să începem întâi cu Colți, unde în zona Colți se află atât muzeul, cât au fost făcute și descoperiri. Începând cu descrierea muzeului de ambră, de Chihimbar, ce ai putea să ne spui în primul rând despre prețiosul, valoarea deosebită a acestui mineral? Da, așa este. Trebuie să vorbim întâi despre acest prețios mineral vegetal. De fapt, o rășină fosilizată în zeci de milioane de ani. Vârsta chihlimbarului nostru fiind astfel apreciată între 60 și 40 milioane de ani. Deci maxim la 60 milioane de ani a fost apreciată vârsta geologică a sa. Pot spune că muzeul, colecția muzeală Colți este unică în țară, este individuală față de celelalte colecții ale lumii. Deci chiar dacă putem vorbi despre Polonia, unde există colecții cu peste 10.000 de exemplare, totuși noi avem o colecție foarte importantă, chiar dacă ea prezintă limitat această rășină. Deci în colecție există mai puține exemplare, dar de mare valoare. Chihlimbarul de Colți se prezintă în peste 160 de nuanțe, astfel primând în fața rivalului său mai tânăr din Polonia și celelalte țări baltice, unde chihlimbarul atinge doar 30 milioane de ani. De altfel, textura iarăși diferențiază rășina din zona Colților de cea din restul lumii. Este vorba de, probabil și nu neapărat, e vorba tot de rășină fosilizată, nu vă gândiți la că ar deține alte componente decât chihlimbarul din alte părți, dar cu siguranță textura este diferită și datorită încărcăturii energetice speciale. Au contribuit la diferențierea sa probabil și anumiți factori, cum ar fi factorii meteorologici, probabil și perioada în care s-a secretat rășina, posibil și solul din care coniferul vinovat de apariția acestui mineral ar purta partea sa de vină, pentru că fie el însuși, având o încărcătură specială, probabil a transmis copacului încărcătura respectivă, ca apoi rășina mai departe să se adeverească a fi un adevărat talisman. Astfel, chihlimbarul sau puterile sale deosebite i-au fost recunoscute încă din Paleoliticul târziu, deci asta însemnând aproximativ 12.000 de ani, când el era purtat sub formă de amuletă. Iar mai departe, vizând chihlimbarul din zona Colților, deci privind un istoric, să zic așa, al său, aș putea să punctez câteva lucruri de interes și care, sigur, ar bucura nu numai călătorul care ar putea să poposească acolo la Muzeul Chihlimbarului și să vadă cu ochii fizici totul,
ci probabil s-ar bucura orice locuitor al țării noastre și chiar și străinii, pentru că noi ne bucurăm de vizita și a străinilor, care, bineînțeles, se arată destul de impresionați în fața ceea ce văd și aud acolo. Aici știu că în cadrul muzeului există la parter și un mic magazin de unde se poate achiziționa chirimbar, fie șlefuit, fie neprelucrat, depinde fiecare cum dorește să-l ia. În același timp, continuând un itinerariu, ajungem către Aluniș. La Aluniș avem o biserică rupestră extraordinară. Ce ai putea să ne spui despre complexul Aluniș și dacă mai ai ceva de subliniat legat de colți? Da. Vorbesc puțin despre chihlimbar, nu înainte de a vorbi într-adevăr despre complexul rupestru Aluniș și de a menționa și ceva foarte interesant. Tocmai vorbeam despre un istoric al chihlimbarului. Chihlimbarul de colții, spuneam deja, foarte valoros, destul de bătrân, mai bătrân decât orice chihlimbar din restul lumii, și care, bineînțeles, nu a întârziat să demonstreze lucrul acesta, aș putea spune eu, întâi la expoziția universală de la Paris, deci asta însemnând la 1867, când, grație arheologului Alexandru Odobescu, reușește să depășească granițele țării, deci în formă brută, deci nu prelucrată, și vorbesc aici despre chihlimbarul brun și negru de colți. Nu am menționat că în regiunea noastră există o varietate rară, inexistentă în alte părți ale lumii, specifică doar locurilor acestora, rumanitul, deci chihlimbarul negru opac sau negru verzui. Alături de tezaurul Cloșca cu pui, acest chihlimbar primește acolo la Paris medalia de aur. Mai târziu, la expoziția internațională de la Viena, de la 1882, obiectele din ambră, deci din chihlimbar de colți, pare să că impresionează întreaga lume a geologiei, inclusiv pe cel mai pretențios geolog al vremurilor acelora, geologul german Zinken. Mai târziu, deci undeva în perioade apropiate nouă, pe la 1935, o echipă de specialiști se deplasează în regiunea colților, culeg mostre pe care le supun unui test de laborator, demonstrând clar, așa cum de fapt localnicii deja știau, că ambra cea mai valoroasă din lume se regăsește la colți. Deci lucru dezbătut și în tezele de doctorat ale cunoscuților oameni de știință Gheorghe Munteanu Murgoci și Constantin Istrati. Și aici pot să spun că Munteanu Murgoci își susține lucrarea de doctorat la Universitatea București la 1902, lucrarea intitulându-se Zăcămintele succinului din România, fiind primul om de știință român încununat cu titlul de docent, tocmai pe seama unei lucrări ce ține de un studiu asupra chihlimbarului de colți. Așa cum deja am discutat, plecăm mai departe de la Muzeul Chihlimbarului, de unde de altfel se și pornește în călătoria spre Munții Buzăului, spre cunoscutele așezări rupestre, deci așezări săpate în piatră, pe Valea Alunișului, exact pe zona unei cunoscute și foarte vechi zone de exploatare a chihlimbarului, prin defileul numit Piatra Corbului, unde Dumitru Grigorescu, un cunoscut inginer geolog buzoian, deschidea una din multele galerii pe care le-a deschis în regiunea colților, începând cu anul 1920, el fiind cel care a și declanșat exploatarea sistematică în regiune, colții fiind singurul punct din țară unde chihlimbarul s-a exploatat organizat. Și acum munții sunt secționați de uneltele localnicilor care din pasiune mai pleacă și caută chihlimbar și chiar au norocul să-l găsească. Tot în regiunea aceasta, probabil în trecut exista o mină de chihlimbar, că există un document prin care se adeverește acest lucru. Deci vorbesc de perioada anilor 1500-1587, când Mihnea Turcitu, prin căsătoria cu neagăle de la Cislău,
dăruiesc niște terenuri pe care Neaga le deținea prin zestre în regiunea aceea schimnicilor din zonă. Dar se spune că moșia Aluniș a fost donată împreună cu mina de Chihlimbar. Deci se atestă și documentar existența acestei mine. Da. Ce aș vrea să mai punctez, faptul că tu ai studiat istoria, tu ești licențiată în istorie, de aici tu ai aceste date precise și cartea ta este foarte bine documentată. Deci la bază se află într-adevăr cunoaștere și o cunoaștere profundă. Deci spune-ne despre Aluniș. Așa este istoria asta la baza cunoștințelor mele. Geologia este o pasiune mai veche, dar cartea este de fapt rodul a unui zel ce se naște tocmai din dragostea față de aceste locuri. Și facultatea a venit undeva pe deasupra, tocmai ca să completeze această bucurie pe care mie istoria și geologia locurilor mi-au oferit-o. Artistic redactată, pentru că de fapt e din suflet, dar nu lipsește linia științifică, nu lipsește tradiția și o să vorbim destule pe linia aceasta în cadrul acestei emisiuni. Sigur, drumul nostru atinge complexul rupestru Aluniș, unde ajungând deja te consternezi în fața muntelui care se înalță brusc și care scoate vederii tale o mulțime de scobituri în care mai nou a fost propovăduită Sfânta Evanghelie, dar căutând să vorbesc despre trecutul acestui loc și nu numai, ca o introducere așa, aș aminti că în zona Munților Buzăului se regăsește cel mai vast ansamblu de locuințe rupestre, deci locuințe săpate în piatră, considerate tot mai des acum, atât de arheologi cât și de teologi, apărute, deci mai vechi, apărute nu neapărat ca rod al propagării creștinismului, unele cu probabilitate în protoistorie, deci asta ținând de epoca dacilor, deci perioada epocii fierului, dar unele chiar mai devreme. Și o să vedeți că în decursul incursiunii noastre o să ajungem să vorbim despre manifestări spirituale foarte vechi desfășurate în această regiune. Prindu-ne la complexul deja amintit, ce prezintă o biserică și mai multe locuințe, aș avea de adăugat următoarele lucruri. În primul rând, vreau să vă spun că locul acela funcționează, aproape putea spune că a funcționat cu continuitate. Întâi, dacă vorbim de linia creștinească, pentru că partea mai veche este greu de deslușit, dar nu va rămâne descoperită la... deci nu va rămâne descoperită latura aceasta. O să încerc pe seama observațiilor făcute de mine, dar și pe seama celor constatate de specialiști, să conturăm o idee despre locul acela. Deci dacă vorbim de linia creștinească, viața monahală, spun specialiștii, începea undeva în secolul IV, deci pe pereții complexului acestuia existând incizia foarte multor cruci de tip Malta, deci vorbesc despre crucile acelea cu brațe în formă de triunghiuri, specifică perioadei secolelor 4-6 după Hristos, deci anilor 300-500, și cu siguranță dovada că încă de timpuriu acel spațiu a funcționat ca atare. Și bineînțeles că și-a finalizat, să zic așa, activitatea în sensul acesta la secularizare. De altfel, anul 1863, deci venea cu finalitatea vieții monahale în întreg spațiul acesta al Munților Buzăului, rămânând puține dintre biserici. Și când vorbesc de spațiu monahal, includ și celelalte biserici zidite, că astfel aș putea să vorbesc despre Găvanele, care a ființat până la 1903, și momentul acesta funcționează ca și biserică de mir. Dar dacă mă întorc la Aluniș, viața monahală se sfârșea la secularizare, dar reîncepea pe cale enorială un an mai târziu, deci anul 1864, readucere închinarea Bisericii Episcopiei Buzăului,
biserica devenind astfel Biserica Satului. Este cea mai veche biserică de acest gen din țară, care încă mai funcționează. Continuitatea spiritualității în acest loc se vede și astăzi. Da, și sunt foarte multe lucruri de discutat, deci un loc destul de complex și complet. Deci dacă ar trebui să spun câteva lucruri, aș putea aminti că este într-adevăr cel mai complet loc ce poate fi vizitat din regiunea aceasta, el prezentând totodată, în bună stare, vreau să spun, atât biserică în piatră, cât și locuințe de altfel săpate în piatră, printre care o locuință cu două încăperi, ce cu siguranță etichetează locul, pentru că știți dumneavoastră, nici viața monahală a zilelor noastre nu prevede viețuirea două sau mai multor persoane în același spațiu. Deci locul a fost populat de creștini pentru că a fost găsit, cu probabilitate Ierosim monahul locuia acolo, deci vorbesc despre cel mai sporit duhovnicește dintre toți schimnicii, cel mai în vârstă și cel care deținea totodată controlul în sihăstrie, dar care și oficia slujba. Restul ucenicilor locuind în prejur, fie în locuințe săpate în piatră sau chilioare clădite din lemn. Deci, sigur, este mult mai vechi locul acesta. Vorbim și despre o tehnică a cioplirii interesantă, exact, da, regăsită și prin alte spații din cadrul complexelor aluniși, nu cu boziorul. Ceva asemănător am întâlnit și la șinca veche și la corbii de piatră. Absolut. Deci nămăiești. În țară mai sunt nămăiești, exact. Da, chiar și la Sarmisegetuza Regia. Aici aș vrea să facem și o paralelă, că exact spuneai și de Crucea de Malta, asemănător au fost descoperite și la corbii de piatră în exterior, niște cruci de tip Malta. Dar revenind un pic la istoria Lunișului, aș vrea să mergem mai adânc în istorie și să pornim undeva aproape de originile, atât cât ai putut tu să sesizezi și ne-ai destăinuit și nouă. Mi-ar plăcea, într-adevăr, și mă bucur că mi se oferă ocazia aceasta. O fac chiar din suflet, chiar dacă poate s-a riscat discuții pe seama acestor observații, dar menționez că nu s-au făcut studii amănunțite, ci doar interpretări de suprafață, nu și săpături arheologice. Există un loc în care s-a făcut o cercetare minuțioasă, dar vom ajunge mai târziu și să vedeți ce s-a constatat acolo. Incredibil! Și o să mai vorbesc despre niște lucruri incredibile din județul nostru. Încheiind cu tehnica despre care am amintit, o tehnică foarte fină ce implică folosirea unui instrument cu mai mulți dinți, de fapt a unei ionoaie, regăsit, așa cum spuneai, prin alte locații din țară, aș putea să întăresc ideea că tehnica este veche și că era folosită în vremea dacilor, pentru că în zilele noastre se perpetuează în arta prelucrării vaselor din piatră la Năieni. Lângă Buzău, o veche așezare dacică, motivul fiind foarte vechi, deci nu unul de actualitate. Dacă am căuta alte dovezi, sigur le-am și găsit. Ce povestește tradiția? Deci admite existența unui altar păgân, pentru că așa îl numesc tăranii, noi am zice precreștin, dacă nu știi, cunoaștem utilitatea, chiar dacă jur împrejurul său s-au țesut o mulțime de povești, chiar s-a promovat și ideea sacrificiului uman. Sigur, este vorba despre o bază plană care se profilează undeva în vârful stâncii, deasupra bisericii și a locuințelor cioplite în piatră, pe care, măreți, se înalță un jilț de asemenea cioplit în piatră, numit de noi Scaunul lui Dumnezeu. La care se ajunge după ce străbați câteva trepte. Da, e adevărat, deci nu poți atinge locul acela fără ca piciorul tău să atingă, să pășească pe suprafața unei stânci pe care se deosebește fațetate, să adaug și lucrul acesta, pentru că se vede clar că a fost prelucrată, în care au fost tăiate nici mai mult, nici mai puțin decât 7 urme pentru picior. Sunt 7, da, scobituri pătrățoase ce cândva țineau loc de trepte, de fapt calea către templu, pentru că la capătul lor cândva se descria o construcție sacră. Cu o vechime greu de considerat acum, dar ideea este luată în seamă și de specialiștii Muzeului Județean Buzău și cu siguranță o cercetare ar putea să demonstreze imens
nu? Exact. Aș vrea să continuăm despre complexul alumnii și după da. O scurtă pauză. Ok. Revenind în studio, aș vrea să continuăm discuția despre complexul rupestru al Unișii, referitor la istoria dinaintea creștinismului, ne oprisem... Neștiută, da. Da, și istoria mai puțin știută, dar mai mult simțită și de multe ori aceste dovezi și informații vin mai curând acum dintr-o perspectivă, să zicem, extrasenzorială, se completează și cu perspectiva extrasenzorială, că de câte ori am pășit pe urmele complexelor rupestre, am avut și anumite trăiri. Dar să nu anticipăm și să mai vorbim despre acest loc mirific al Unișului. Da, trebuie să amintim că locul acela a apărut conform tradiției unui vis. Se zice că într-o mai mare taină s-a produs totul, astfel, într-una din zile, în bătaia vântului, în parfum de flori, la tulpina unui copac, unul dintre păstorii care își pășteau turmele pe imașul din apropierea stâncii în care stau scobite acum atât biserica cât și locuințele, ar fi adormit, iar în vis i s-ar fi arătat că în coasta acelei stânci ar exista o icoană ce o întruchipează pe Maria Fecioară. I s-ar fi poruncit să purceadă de grabă la săparea stâncii, să nu înceteze lucrul până când nu va descoperi minunea. Iar omul nostru, care credea profund în Dumnezeu, bineînțeles că asculta porunca și astfel l-a antrenat și pe un alt confrate de-al său. Se zice că numele lor era Vlad și Simeon. Astăzi pot fi citite într-o inscripție redactată în paleoslavă, îi vorbesc despre slava veche, pe peretele nordic al altarului. Și se zice că și ajutați de localnici și-ar fi făcut treaba. Astfel, zice că munca le-ar fi fost în final răsplătită, icoana fiind descoperită pe locul actual al altarului. Mult noros ar fi perindat pe acolo ca să vadă această minune și, bineînțeles, ar fi fost clar un însemn că pe locul acela trebuia să nască lăcaș de cult creștin, cum s-a și întâmplat. Dar lucrurile stau sunt mult mai profunde de atât, pentru că tradiția susține și altceva. De altfel, povestea noastră vine și relatează o întâmplare care s-ar fi produs după unii pe la 1274, după alții pe la 1277, deci în secolul XIII. Deja am vorbit despre dovezi care atestă o funcționalitate mult mai veche, chiar pe linie creștinească, a acestui spațiu. Deci crucile de Malta sunt elemente aduse în discuție de către arheologi, nu doar închipuite. Ei, tradiția susține și alte lucruri, deci în afara altarului păgân despre care vorbesc cei din sat și admis și de către specialiști, ei vorbesc și despre descoperirea, dinpreună cu icoana, a două statuiete înfățișând toilei. Și se vorba despre chipurile în piatră a două animăluțe ce nu erau câini ciobănești, cum ar fi crezut unii, ci doi lei. S-ar fi profilat dinaintea incintei de piatră, înainte ca să apară pridvorul actual din lemn, construit după unii pe la 1825, după alții pe la 1850, dinpreună cu chipurile de altfel înfățișate tot în piatră ale pictorilor legendari Simeon și Vlad. Au fost fărâmate de niște misionari greci ajunși acolo la Aluniș în secolul XIX, pe considerentul că erau păgâne. Tot ceea ce a mai rămas din povestea aceasta sunt două fragmente de colonade, deci cadru care contura frumos intrarea în biserica de piatră cu incrustații florale conservate acum în pridvorul muzeului Chihlimbarului și un fragment de postament ce screează impresia unei coloane creată sub semnul sacru al spiralei.
păstrat acum undeva în colțul stâng al pridvorului, deci cum se intră în biserică. Ce am concluzionat pe linia aceasta? Deci dacă vorbim despre lei, am putea admite manifestări ce țineau de cultul zeiței Sibela acolo la Aluniș. Zeița Sibela, zeiță tracică, ocrotitoare a agriculturii și a animalelor, împățișată de către Antiș pe un tron din aur susținut de unul sau doi lei. Lei pare să că au existat, munte la fel, că totul se petrece în munte, iar sibelele sau sibilele erau preotese al căror cul se desfășura în munte. Și mai avem un element foarte interesant și care vine și sprijină această teorie. Toată povestea aceasta se petrece la poalele muntelui Zboiu, nume cu rezonanță în regiunea Colți, culme ce străjuiește către nord localitatea. De pe latura răsăriteană, că și de pe latura vestică a acestui munte, izvoră două ape. Ele se numesc Sibiciu. Așa erau menționate pe hărțile vechi, că acum oamenii au uitat de numele acesta, denumindu-le Aluniș sau Colți. Punctul lor de întâlnire, adică zona de reședință a localității, se numește Între Sibicie, iar spre vărsare, satele Valea Sibiciului, Sibiciul de sus și de jos, ar putea demonstra cât de intens era cunoscut acest cult acolo. Legat de această poveste, probabil am putea să asociem și o altă întâmplare fericită produsă în localitatea noastră. În vreme ce se săpau gropi pentru fixarea pilonilor releului de captare unde TV prin anii 80, pe culmea lui Băi, o culme care se ridică tocmai în mijlocul localității Colți, lucrătorii din sat, deci nu este vorba despre specialiști, lucrătorii din sat, angajați cu lucrările acelea, descoperă un mormânt. În mormânt găsesc câteva fragmente de tivă, care în contact cu oxigenul au devenit friabile, de s-au sfărâmat, o ulcică, sigur, cu mirodenii, pentru că nu erau îngropate ulcere în alt scop decât așa. De altfel a ajuns să fie sfărâmată de localnici, crezând că probabil se ascunde aur acolo, și cel mai important element, un inel din bronz în amestec cu aur de buclă. O astfel de podoabă era purtată în vechime doar de femeile de societate, deci indicând gradul, rangul de fapt. Cu cât numărul acestora era mai mare, cu atât femeia era mai vârstă, iar rangul ei era mai înalt. Deci iată cu ce ne putem mândri. Am înțeles. Locul oricum este încărcat de urmele preistoriei. O să discutăm și o să aprofundăm această temă. Aș vrea să trecem un pic mai departe, mergând către complexele dinspre Aluniș. Traversăm acea vale și urcăm un dal destul de abrupt, pe care pe unii dintre noi uneori îi descurajează, dar este cât se poate de simplu, pentru că ritmul pe care tu îl impui grupurilor, cât și noi, este unul lejer. Așteptăm chiar și după ultima persoană, în funcție de condiția ei fizică. În același timp, frumusețea peisajului care se așterne este unică. Am mers mai departe și ajungem pe culmea, să spui tu exact cum se numește acel munte de unde începe Poiana către Cub, către zona acelui grota fundul peșterii, chilia lui Dionisie Torcătorul. Exact, da. Aș vrea să ne destăinui tu câte ceva despre acea zonă. Da, nu înainte de a mai aminti un lucru, și sigur nu-ți scapă, dar vina mea aparține, pentru a ușura traseul turiștilor am ales o altă cale în ultima vreme și am uitat să mai trecem noi pe lângă stâna câinii, curcanii și purceii care ne întâmpinau gălăgioase. Exact. Da? Și, prin gospodăriile, da, oamenilor. Exact. Și ca în final să ajungem pe culme și să ne bucurăm de prezența starostelui acelui, a milenar, să-i spunem reptilii acelea în piatră. Da, da? Exact.
Pentru că chiar așa arată megalitul care se proțăpea exact la intrarea în pădure, dar loc cândva despădurit și cu siguranță un punct de reper. Și un punct de graniță l-aș putea numi, da? Pentru că energetic așa se și simte acel punct. Un prim punct prin care de câte ori trecem cu grupurile, deja începem să ne familiarizăm cu zona, intrăm într-o altă lume. Aici aș vrea să ne spui tu teoriile și legendele legate de zona respectivă. Da, în primul rând nu aș vrea să omit o discuție vis-a-vis de megalitul acela, exact, care a jucat un rol important pe marea scenă a istoriei, pentru că este secționat, iar secțiunile de pe el nu dovedesc decât prezența unui vechi altar de sacrificiu animal. Deci ai și văzut că pe partea superioară a megalitului, pe capul și coama sa, există scobituri adânci în care probabil se săvârșea sacrificiul, ca apoi totul să se continue cu mișca vității în care sângele ce provenea din sacrificarea animalului se colecta, ca scurgerea lui să se producă lent pe șanțuri ce, bineînțeles, că împresoară gâtul animalului, probabil creând un efect extraordinar la vremea aceea. Bine, în mintea celor care credeau că prin sacrificiu, prin vărsare de sânge, îl îmbunează sau îl mulțumesc pe Dumnezeu. Megalitul se află, așa cum spuneai, să zic, la trecerea către un alt rând, cu toate că dacă am vorbit despre Țara Luanei, bineînțeles că în spațiul acesta intră clar regiunea Colților. Dar mergem acum, ne deplasăm acum către zona de epicentru sau către centrul, să zic așa, al triunghiului. Că doar arealul despre care vom discuta noi în aceste două emisiuni se extinde pe teritoriul a trei localități, iar dispoziția sa este triunghiulară. Deci se uzează foarte des, chiar și în materialele de ordin teologic, de expresia triunghiul sihăstresc. Asta pentru că... Compus din localitățile? Cu localitățile Colți, cu punctul Aluniș, Bozioru cu punctul Nucu și Brăieș cu punctul Ruginoasă. Sigur, părăsind locul acesta în care megalitul ne salută de bun venit, și dăm spre complexul și dând spre complexul rupestru Nucu, se deschide o priveliște extraordinară, o frumusețe nebănuită pare să că se conturează în fața ochilor mirați, și pașii călătorului, mai ales undeva pe la sfârșitul lunii iunie, este purtat prin pajiști zmălțate cu fel de fel de floricele, decor îmbunătățit la vremea aceea și de prezența gladiolelor sălbatice. Știu că împreună am gustat pentru prima dată usturoi sălbatic. Da, e adevărat, tot în aceeași zonă. Tot în aceeași zonă, e adevărat. Iată că Dumnezeu a binecuvântat locurile acelea și în felul acesta. Deci nu numai prin prezența florilor mirifice, sau atâtor sfinții care au meditat, au amplificat tot ceea ce există acolo, dar iată că și vizând latura aceasta, iarăși locurile oferă omului, călătorului, o mare bucurie. E vorba și de o zonă adăpostită, este vorba de o zonă de microclimat, unde se perpetuează și astăzi specii atât vegetale cât și faunistice de ordin mediteranean. Aici probabil se și explică un fenomen foarte interesant pe care l-am întâlnit în luna octombrie 2013, când am fost. Întreaga vale era scăldată în ceață. Nu se vedea absolut nimic la aproximativ, nu știu, 10 metri. Am pătruns, am coborât
pentru a ajunge către grota fundul peșterii prin acel nor de ceață. A fost o experiență inedită, chiar și glumeam, zicem, ce facem acum, intrăm în zona crepusculară, să vedem, poate nimerim într-o altă dimensiune. Cert este că îți dădea acea impresie de poveste, de bas. Legat de grota fundul peșterii, sunt legende, acolo locul este în prezent conservat, există un grilaj tocmai pentru a proteja inscripțiile care au fost descoperite în interior, dar mai mult decât atât, mergem pe legendă și tu chiar ai mărturisit că există foarte multe mărturii ale fetelor sau femei, de fapt ale femeilor care ajung în acest loc și își doresc un copil. Dorința lor acolo se împlinește. De câte ori s-au dus și s-au recules în acea zonă, rezultatul n-a întârziat să apară. Da, aș putea susține lucrul acesta. Probabil că întreaga zonă prezintă o încărcătură anume, benefică pe toate liniile, încât ar putea ca să determine o femeie care niciodată nu a purtat în pântecul său un copil să îi se întâmple, să o facă, să îl aibă, sau ar putea determina, într-adevăr, vindecarea unor boli. Deci putem discuta pe... Se creează și echilibrări în acea zonă. Da, oricum, în general, arealul despre care vorbim vorbește despre perioade foarte vechi, despre civilizații prin excelență solară, despre manifestări extraordinare în sens divin și... Energiile feminine special. Da. Așa, deci sunt foarte multe lucruri de spus, multe văzute și nevăzute, locuri în care, așa cum povestesc cei care cad de moarte clinică sau pomă profundă, să te transporte sau determină transportarea ta, aș putea spune, într-adevăr, într-o altă lume. O lume în care bucuria vine de nicăieri, absolut... Senzația aceea de teritoriu ca și cum ai fi acasă, acea dimensiune caldă sufletului în care te regăsești și îți regăsești originile. Toate au legătură cu întreg arealul. Acest sentiment de acasă l-am avut și la vârful Țurțudui și aici în zona... bisericuței lui Iosif, ulterior am ajuns, sunt locuri în care îți este facilitată trecerea în acel plan interior, acel plan al sufletului tău. De asemenea, tot în această zonă se află acel cub. S-a constatat, de fapt, o rotire, o mișcare de rotație a acestui cub. Da, zona aceea, într-adevăr, îți dă așa o stare extatică, deci cum nicăieri n-ai mai putea simți în felul acela, probabil doar în paradisul despre care tot citim și la care tot visăm. Zona despre care vorbim deține, într-adevăr, lucruri mai mult sau mai puțin explicabile, însă structura geologică este una curioasă. Gresia așezată pe verticală, deci, da, iarăși un fenomen deci, interesant. Nu în conformitate cu legile fizice, pentru că de altfel ea se așează orizontal, pare ca să stârnească, să zic, curiozitatea și să nască idei. Și în urma unei inversiuni dată de forțe foarte puternice venite de dedesubt, se putea ajunge la verticalitatea pe care o putem observa acolo. Exact despre un perete de genul acesta vorbești tu când mi-amintești despre cubul acela, despre care tradiția de fapt spunea că s-ar fi mișcat cândva după soare sau că ar mai face-o, cu toate că ochiul fizic nu poate să perceapă lucrul acesta, și despre care am înțeles și eu, nu știu cât de sigură este informația, că așezând camere cu de luat vederi în Poiana Cozanei, deci în spațiul verde din zona aceea arealului rupestru, câteva zile și nopți, ar fi surprins această mișcare, deci pe material.
Acum, dincolo de toată povestea aceasta, poate bizară pentru unii, poate, eu știu, interesantă pentru alții, am putea discuta cumva, pentru că nu știm ce angrenaje se află în străfundurile locului aceluia, în substratul locului aceluia, mai ales că el a fost ales pentru manifestări spirituale încă din vremuri foarte îndepărtate. Acolo aminteai despre grota fundul peșterii, un loc care într-adevăr are aspect vulvar, o grotă de vârstă terțiară, modelată așa de civilizațiile foarte vechi, de sub formă de vulvă, pe pereții căreia se găsesc o mulțime de gravuri, vizând în mod special epoca bronzului, deci abundă desenele din epoca bronzului, dar cele mai vechi vin din Neoliticul final, deci asta însemnând 4.000 de ani înainte de Hristos, iar desenarea lor nu era una întâmplătoare, ci chiar de ordin sacru. Deci gravarea pare să că era de ordin sacru, specialiștii susținând că mai ales pumnalele, pentru că vorbim despre gravuri ce țin de prezența acolo a unor pumnale, deci în mod special acestea, vreo 40 la număr, gravuri ce țin de desenul unor vârfuri de lân și vârfuri de sulițe, spuneam toate din epoca bronzului, din Neoliticul final, Neoliticul timpuriu, avem câteva lame cu franjuri și câteva forme unghiulare, specialiștii susținând că, de fapt, grota aceea ar fi adăpostit în timp tinerii veniți să urmeze drumul inițierii. Și referirile se fac la elitele războinice, legătura făcându-se cu desenele de pe perete. Deci vorba de adolescenții care urmau să devină mari luptători. Iar locul despre care vorbim, deci grota fundul peșterii, este considerată unicat pe plan mondial. Deci, ce comori extraordinare avem și despre care nu prea știm. Deci remarcându-se într-adevăr prin arta parietală rupestră efectuată acolo, un loc care ar putea să sugereze și originile și geneza, că tot mai des ai văzut că se vorbește, deci n-am vrea să transformăm emisiunea într-o emisiune de discuții nici pro, nici contra, dar se discută foarte mult despre originile care ar putea să se regăsească pe pământ românesc. Și atunci, grota aceea, prin aspectul pe care îl are, probabil prin manifestările efectuate acolo, ar putea să amintească de lucrul acesta. Și ce mai pui, că mai sunt și scaunele spătarului, dacă ți-amintești, da. Locul acela al scobiturilor, acelor asemenurilor scaune, stânca aceea piramidală, loc numit de tradiție, așa după cum spuneam, scaunele spătarului sau ale lui Negru Vodă, și legat de primele manifestări pe care Negru Vodă le-ar fi avut pe zona munților, pe zona Buzăului, pe zona înaltă a Buzăului, inițial iar ținându-și acolo primul său divan, în scaunele respective, așezându-și rând pe rând pe capitanii ce săvârșiseră fapte de vitejie contra dușmanilor, pe care și împroprietărise în regiune, localitățile purtând și astăzi numele vechilor proprietari, Goideși venind de la Goidea, Mănești de la Manea, Bălănești de la Bălan, Beșlii de la Beșliu, Colț de la Colțea, Boziru de la Bozianu și așa mai departe. Dar la altceva vreau să ajung, ca să agăs cumva discuția despre scaune cu discuția despre fundul peșterii, că voievodul nu se numea întâmplător negru, Giuvar îl face de origine cumanică, spune că era brunet și de aceea era numit așa, dar alții susțin că nici Marea Noastră nu se numea întâmplător Marea Neagră, sau nu era neagră, nici Țara Românească nu era numită întâmplător Ungrovlahia, adică prin traducere Vlahia Neagră, că noi am fi născuți din Gea Melaina, adică din pământ negru, din Cernozium. Deci vorbim despre o zonă fertilă, propice vieții. Iar zona Buzăului a deținut, să zic așa, și resursele necesare. Că unde se găsesc cele mai importante și mai valoroase depozite de sare din lume? La Buzău, la Mânzălești. O rețeaua hidrografică densă din regiune a contribuit în mod special la lucrul acesta și nu mai spunem despre încărcătura specială ce tu o promovezi și nu numai tu, marea majoritate a celor care pășesc spațiul acela a locurilor, încărcătura energetică. Locurile acestea, într-adevăr, sunt locuri de inițiere și forma pe care și tu mi-ai atras atenția acolo este exact așezat ca un amfiteatru, un loc de întâlnire. Probabil un vechi loc de pelerinaj
preistoric, unde veneau civilizațiile da. Străvechi și de aici își culegeau păi... resursele și înțelepciunea. Specialiștii susțin că spațiul acela, văzut așa ca și un amfiteatru, servea sărbătorilor impuse de cultul dat de grota fundul peșterii, la sărbători la care participau și popoarele din jur. Plus de asta, locul acela se zice că serva în vechime invocării forțelor Universului și nu trebuie să ne dăm după deget că, într-adevăr, înainte de ridicarea bisericilor de ordin creștin în care au slujit preoții noștri, înainte vreme erau preoții vechi, inițiații de fapt, care într-adevăr invocau forțele Universului folosindu-și puterea minții și a cuvintelor, astfel ducând chiar la producerea anumitor lucruri, inclusiv la deschiderea cerurilor. Deci prin puterea minții și a cuvintelor puteau face posibil acest lucru. Dar la bază nu, stă vibrația. Da. Ei, dar unii întreabă, pentru teleportare? Nu pentru teleportare. Cerurile se deschideau și astfel se revărsa divinul peste națiune. Deci ce locuri frumoase sunt acolo. De aia și încărcătura asta, că au venit și călugării creștini și s-au așezat acolo. Nu întâmplător au făcut lucrul acesta. Pentru că au simțit încărcătura da. Pozitivă a locului. Păi și locul nu a fost ales întâmplător, că nici în ziua de astăzi nu se ridică biserici sau mănăstiri întâmplător. Probabil se fac niște studii privitor radiestezice privind încărcătura, dar încărcătura, energia a fost menținută prin meditație, prin dialog al comuniune continuu, cu Dumnezeu. Absolut, în creștinism se practica dialogul continuu al sinelui cu Dumnezeu. Atâția monahi care au trăit întâi viața individuală ca apoi să se unească de să ajungă la stadiul acela de obște și să ajungă cumva la stadiul mănăstirilor din zilelor noastre. Se ducea viața atonită acolo. Aș vrea să continuăm și după o scurtă da. Pauză. Am terminat subit o discuție, dar aș vrea să o continuăm pentru că ajunsesem cu discuția într-un punct foarte interesant legat de meditațiile și de comuniunea continuă cu Dumnezeu pe aceste locuri. Te rog să-ți duci ideea mai departe cu... Da, tocmai vreau să accentuez ideea de încărcătură a locului respectiv, întreținută și de cei care s-au manifestat acolo, că nu numai e spațiul respectiv ar avea o încărcătură, motiv pentru care a și fost ales spre manifestare spirituală, ci încărcătura respectivă a fost întreținută prin meditație, așa cum spui și tu, a fost amplificată, motiv la care am putea adăuga și structura geologică ce încadrează zona. Vorbim de manifestări la adăpostul stâncilor, nu? Nu întâmplător a fost ales acest lucru. Păi piatra dintotdeauna a reprezentat un bun receptor, dar și un bun emițător. E vorba despre gresie, spuneam deja. Ce este gresia? Nisip de mare, tasat și cimentat. Dar în constituția gresiei acesteia există foarte multe particule de cuarț. Păi ce este cuarțul? Nimic altceva decât în cazul de față fragmentele de cristal de stâncă. Și știm cu toții efectul de extraordinar de stocare a informației. Absolut. Și dacă mai vorbim și despre forme piramidale, dar asta mai târziu când o să și ajungem în punctele în care necesită o astfel de discuție, o să vedem că încărcătura este și mai mare. Este amplificată. Da. Iar spațiul despre care am vorbit mai devreme, cel de invocarea forțelor Universului, amfiteatru în care se întâlneau în vechime chiar și popoarele din jur împreună cu cei ce se manifestau local, știi foarte bine că prezintă un probabil, zicem așa, cum cu toate că Gheorghe Lazarovici susținea că fragmentul acela din mijlocul amfiteatrului este într-adevăr un fragment de cadran solar, nu un probabil cadran. Din potrivă, zice, pune mâna pe treabă, apucă-te și caută, pentru că ați putea găsi restul fragmentelor împământate sau rămase pe undeva de unde cu probabilitate fragmentul acesta s-a prăvălit. Și de Nefertiti spuneai că da. Vrei să menționezi.
Da, așa este. Spun, de fapt, susțin, de fapt, că dacă există, s-ar putea naște discuții contra ceea ce vorbim aici, cu toate că sunt sigură că nimeni n-ar face-o, zona prezintă clar urmele vechilor civilizații și lucrul acesta este acceptat și de specialiști. E adevărat că au venit creștinii, dar nu vorbesc de dacii care s-au creștinat, misionarii creștini, pentru că la un moment dat s-a produs un proces de misionarism, iar alături de dacii liberi din zona Munților Buzăului, de nucleul deja existent, au venit spre manifestare și spre propovăduirea Sfintei Evanghelii, spre propagarea creștinismului și misionari creștini din Greci. Muntele Sinai, din Grecia, din Capadocia, din Cilicia, chiar și din Mesopotamia. Deci ei au avut o contribuție serioasă în ceea ce privește distrugerea urmelor de manifestare ale vechilor civilizații. Dar pe aici, pe acolo, tot au mai rămas dovezi, dovadă că nici fundul peșterii nu a fost distrus, cu toate că acolo grota respectivă a reprezentat și loc de manifestare creștinească. Mai multe generații de călugări creștini s-au manifestat acolo ocolind desenele. Așa se întâmplă și cu Nefertiti. Deci Nefertiti e un megalit care te întâmpină tocmai cum vrei să urci spre chilia lui Dionisie Torcătorul, tocmai spre Pintenul, la înălțimea căruia se profilează această chilie. Un megalit cu înfățișare antropomorfă, un profil ce seamănă foarte bine unei figurine egiptene, motiv pentru care a fost numit așa, o Nefertiti buzoiană. Tot la baza acelui munte se află și un portal. Aș vrea să vorbim întâi despre acest loc care prezintă forma unei arcade. De câte ori am ajuns acolo cu grupurile pe care le organizez, am pus mâna pe acea stâncă și într-adevăr senzația este de călătorie în timp și spațiu. Dacă îți mai aduci aminte, chiar la prima noastră întâlnire și primul nostru circuit făcut prin Munții Buzăului, am și spus, am senzația că aici acest loc era un nod de comunicare între civilizații și în același timp, dar și între spații. Se simte vibrația acelui loc foarte, foarte amplă. Iarăși un amănunt pe care aș vrea să-l punctez, că în deplasările pe care noi le facem, lăsăm timp suficient participanților de a simți și ei locurile. Pe lângă frumoasele legende și datele istorice pe care le spui tu, noi deja completăm și cu propriile trăiri, aceste proprii trăiri care nu pot fi înlocuite de nicio volume întregi de cunoaștere citite, nu se compară cu o trăire de minute, secunde care ți aparțin și îți rămân acolo adânc în suflet. Urcând la Dionisie Torcătorul, aș vrea să ne spui legenda, de unde denumirea grotei Dionisie Torcătorul. De ce personaj este legat această grotă? Chilia respectivă, pentru că doar rol de locuință monahală a avut locul acela, deci nu mai vorbim în general, marea majoritate a locațiilor săpate în piatră au funcționat drept biserici de cult creștin, în afara alunișului care prezintă și locuințe, deci mai rar găsești prin restul locurilor și chilioare săpate în piatră, dar bisericuțe peste tot. Ei, chilia aceasta, zisa lui Dionisie Torcătorul, ia un nume legat de schimnicul care s-ar fi nevoit după unii în secolul XIV, după alții în secolul XIX. Nu știu care dintre informațiile acestea sunt precise. Nu mai contează, sigur acolo a locuit un monah care s-a numit așa și care pe deasupra se simte în prezent și care pe deasupra se întreținea torcând lână. De aceea localnicii au adăugat cognomenul de Torcătorul, deci chilia numindu-se așa, tocmai din aceste motive. Este într-adevăr un loc special, cumva
pentru unii inaccesibil așezat, pentru că accesul se face pe scara, ceea ce multora le dă tremuri de picioare, da, fiori, dar sigur merită ca să ajungi acolo sus, în spațiul acela primitor, destul de nu închis, nu claustrofobic, dar în schimb încărcat, da, pozitiv. Luminos, călduros și unde după unii pot fi văzute și urmele trecerii audienilor, deci vorbesc despre Audius și ucenicii săi, veniți tocmai din Mesopotamia, exilați, de fapt, în spațiu pontic, deci în Sciția Minor, în Dobrogea, tocmai pentru că erau foarte exigenți, să zic așa, în comportament, ei adorau traiul adăpostul stâncilor, se manifestau, duceau o viață individuală, deci trăiau după reguli stricte, și care se pare că se opuseseră politicii vremurilor în care trăiau. Lumea creștină îi acuză și de erezie. Astfel, se zice că la 325, în vremea primului conciliu de la Nicea, când s-ar fi fixat drept ziua Paștelui, o zi care să corespundă zilei de naștere a lui Constantin cel Mare, deci a promotorului acestei forme de religie, acestei orientări, s-ar fi opus și alte lucruri care au ajutat, să zic așa, la exilul lor, ei fiind expulzați din țară în vremea lui Constanțiu II. Da. Mergând mai departe, ajungem la un izvor sulfuros. Continuându-ne drumeția, ne-ai îmbiat, așa, ne-ai ademenit să gustăm și din apa aceea, acelui izvor de care tu ai multe de povestit. Ce ne poți spune de acel izvor din apropierea Bisericii Sfântului Iosif? Și nu numai, pentru că există atât de pânză freatică acolo și dacă tot am vorbit și despre cuburi care, din piatră care s-ar fi mișcat în trecut, despre un aranjament megalitic cum susțin alții, deci special creat de cineva, de desubtul acestor structuri există o bogăție pe linie freatică, astfel de sub fiecare perete de stâncă izvorăște câte un firicel de apă, de cele mai multe ori încărcat cu sulf. Deci sunt așa zisele ape vii despre care vorbesc localnicii și dătătoare de viață. Da, exact. Și de care ar fi fost interesat și Ceaușescu în vremea comunismului, motiv pentru care a și declanșat o cercetare în sensul acesta, pentru că și-ar fi dorit să capete apa acelor izvoare dătătoare de viață veșnică. Deci dătătoare de tinerețe, da. Iar izvorul despre care ai amintit tu este cel din care am consumat întotdeauna, mai puțin se poate acum pentru că știi bine că a fost captat, da? A fost captat. Da, oricum s-a promis o captare special pentru alimentare la sticlă și cu siguranță va beneficia toată lumea. Un izvor din care liber în trecut, izvor care curgea printr-un jghiap de lemn direct din munte, de unde puteai să-ți ostoiești setea cu apă clar neîncepută, pentru că acolo nu e atinsă de, da, neatinsă de mâna omului, de copita animalului, de insecte, puteai să bei oricând. Direct de la sursă. Deci direct de la sursă. Apă care, sincer, mie mi-a fost benefică. Am pornit în drumurile acestea cu sechele lăsate de o veche cardită reumatismală dată de extirparea amigdalelor în stare purulentă undeva pe la 4 ani și jumătate, cu urme, cu oboseală, cu dureri în articulații și ai văzut cât de repede mă deplasez, chiar dacă am 46 de ani. Vindecată. Da, cu o laringită, întâi, eu știu, tot ca o urmă lăsată de extirparea amigdalelor, deci a unei sensibilități pe care eu am dobândit-o încă din copilărie și manifestată după extirparea amigdalelor prin rinite, rinofaringite, laringite și așa mai departe și accentuată la moartea mamei mele, deci prin o acțiune mecanică, când a trebuit să mă tratez vreme de un an fără prea multe rezultate și din 2000 până în 2008 când am pornit pe drumurile acestea cu un tratament de ameliorare din când în când. Destin să menționez că nu am mai înghițit niciun fel de medicament din momentul în care eu am pornit la drum în Munții Buzăului și am băut din apa izvorului aceluia.
Este bine că precizezi lucrurile astea și eu chiar indic ghizilor locali, când au astfel de informații verificate prin propriile lor experiențe, să le mărturisească. Sunt adevărate comori, de fapt astea sunt comorile României. Mergând către bisericuța lui Iosif, descoperim iarăși această formă piramidală a pietrei, a stâncii, în care este cioplită bisericuța lui Iosif. Spune-ne specificul locului. Așa e, o stâncă compactă, ai văzut lipsirile de fisuri, ai senzația ca unui munte topit sau unui atencuit, în fața căruia și geologii se înclină, susținând că o astfel de structură în cei 55 milioane de ani scurși de la ultima mare orogeneză ar fi trebuit să se modifice, deci lucru nesesizat. Deci la baza acestei structuri stă măreață, interesantă, bisericuța, așa cum ai numit-o, a lui Iosif. Zisă așa de prin 2008 încoace, că cel mai des oamenii o cunoșteau sub numele de peștera lui Iosif. De altfel, în trecut, deci în vremea funcționalității sale, deci la 1850 se încheia viața monahală în spațiul acela, sunt numele de ischitul Ioan Bogoslovul, deci în documentele de cancelarie e numit așa. Însă un spațiu care dovedește vechime mult mai mare, cu alte utilități și care ne vorbește și despre perioadele de început ale creștinismului, pentru că noi știm că se propaga prin acțiunea Sfântului Andrei, deci se propaga deci prin acțiunea acestuia în pont, deci concomitent se manifesta în zona aceasta a munților Buzăului, deci resimțindu-se clar încă de la primile sare zvâcnire această formă de orientare, bisericuța lui Iosif venind cu acel desen, desenul peștelui incizat deasupra intrării, simbol paleocreștin, deci cel mai vechi simbol creștin, simbol al lui Iisus, ce s-ar identifica cu cuvântul grecesc Ihtios, ce prin traducere știi bine că înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. El ne vorbește despre perioadele persecuțiilor, despre primii aderenți care alegeau să se ascundă, care își găseau protecție în aceste scobituri de teama morții. Deci asupra lor se declanșase un adevărat asediu, sfârșind chiar prin moarte, datorită îndrăznelii de a propovădui Sfânta Evanghelie. Deci vorbim despre perioada, deci peștele ne vorbește despre perioada secolilor 3-4 după Hristos, deci anilor 200-300. Tot lângă bisericuță se află și o masă, unde se presupune că stăteau monahii, se adunau înțelepții locului. Acum, din câte mi-aduc eu aminte, căzuse un trunchi de copac și o ciobise ultima dată când am fost prin octombrie. Acum nu știu tu dacă ai mai fost ulterior, dacă da. S-a schimbat. Nu, tot în această stare. Da. Și bradul iarăși. Să nu uităm și de falnicul Brad, bradul secular care se profilează dinaintea incintei, da, în piatră. Zis atât bradul lui Iosif cât și al lui Trenc. Al lui Iosif se înțelege că vorbind despre un antroponim a cărui viață a fost legată de spațiul acela, dar al lui Trenc pentru că el apare și în cunoscutele acuarele ale pictorului elvețian Henry Trenc, ce îl însoțea pe Alexandru Odobescu în vremea anului 1871-1872, deci 1871, deci precis, în vremea cercetărilor, a campaniei de cercetare pe care acesta o declanșase în spațiul Munților Buzăului. Ajungând la agatoane, avem aici două complexe, Agatonul Nou și Agatonul Vechi. Din ele s-au păstrat prea puține urme datorită trecerii timpului. Ele au suferit oarecum ca și structură, dar am găsit acolo și inscripții interesante despre care aș vrea să ne spui mai multe. Da. Este vorba despre două edificii, două locații rupestre care se înalță măreț, ai văzut deasupra acelor abrupturi, trebuie să ocolești pe dedesubt ca apoi să ajungi pe deasupra, să dai de ceea ce interesează. Agatonul Vechi, o dărâmătură, zis și așa datorită gradului avansat de degradare, cu manifestări foarte vechi și creștinești,
până undeva pe la 1500, când datorită unui cutremur puternic tavanele și pereții s-au prăbușit și atunci călugării au fost nevoiți să se strămute dincolo în locul numit acum Agatonul Nou. La baza abrupturilor deasupra cărora se descrie acest așezământ, deci Agatonul Vechi, s-au descoperit o seminte de proveniență umană cu urme de calcinație și pe baza acestui lucru s-a încercat o teorie. Deci, am putea crede că în una dintre încăperi se efectuau ritualul privind incinerația și de acolo ar proveni osemintele, sau poate ele provin din vremea dacilor, din niscaiva morminte. Știi că se ardeau morții. Dincolo la Agatonul Nou, pe la 1500 și ceva, 1524, Neagoe Basarab găsea cum această comunitate de călugări ce se strămutase de la Agatonul Vechi, o ajută să prospere, ajutând la trecerea de la viața individuală, deci viața de sine, când în munții Buzăului funcționau sihăstri constituite din maxim 12 persoane, când individual se descurca fiecare, se întruneau doar în rugăciune, în biserică, dar în rest individual se descurcau, la stadiul de obște, deci la stadiul chinovial, stadiul dintre sihăstrie și mănăstire, deci de unde și inscripția aceea de pe care o știe toată lumea, unde pe primul rând se face pomenirea voievodului, urmat de pomenirea unui arhiepiscop zis Dositei, a monahiei Teodora, considerată de unii a fi Teodora de la Sihla, care s-ar fi nevoit la fundătura în Munții Buzăului, și pe ultimul rând, dar nu în ultimul rând, monahul Agaton. Un vechi ansamblu, deci Agatonul Nou, vechi ansamblu, constituit din 4 încăperi, din care parțial se păstrează 3. Chilia Ieroschii monahului, micul altar, naosul cu peretele sudic în care sunt încastrate stranele, urmele celei de-a patra încăperi, o podea și câteva fragmente de pereți și, bineînțeles, beciul, iarăși de mare interes, descris sub podeaua naosului. Care are și o legendă. Da, unde nu numai că se ascundeau fetele pe vremea năvălirilor, mai ales turcești, de teamă să nu fie siluite, dar la 1865 a fost descoperită și o comoară, constând în banii din aur. Ce trei cetățeni străini ar fi venit pentru recuperarea acestor galbeni, după unii ar fi fost bucureșteni, după ce de Aricescu ar fi fost austro-ungari și ar fi fost conduși acolo de un localnic, unul Ion Beganul, dar fără să le cunoască intențiile. Ei au pătruns în beciul mascat. Ei aveau hărțile, de fapt. Da, în beciul mascat cu o lespede groasă și ar fi apărut după o vreme cu lada plină cu galbeni pe care au deșertat-o în tesagii cu care veniseră. Și așa au și plecat, fără să-l remunereze pe Ion. Mergând către culme, către vârful Sursudui, trecem pe la Crucea Spătarului. Da. Cruce care iarăși are legenda sa, de unde și denumirea de Crucea Spătarului, aș vrea să ne spui tu. Și apoi să pătrundem, că mai sunt câteva minute din această emisiune, câte ceva despre vârful Sursudui. Da. Păi, Crucea Spătarului, o cruce cândva înaltă de 2 metri, pentru că acum fiind adânc înfiptă în pământ, nu atinge decât un stat de om. O cruce masivă, ai și văzut-o cum arată, a fost așezată pe punctul acela la 1821. Cu siguranță înlocuind o alta mai veche, zisa a lui Agaton și probabil din lemn, că altfel s-ar fi păstrat urmele dacă ar fi fost una de piatră. Cea zisa a lui Agaton, atestată la 1524. Despre cea nouă a început să se vorbească pe la 1529, deci la 1527 se mai vorbea încă despre cea veche. Spătarul Cristea, unul dintre cei mai bogați băieri ai țării românești, alesese drept în semn de recunoștință să urce crucea în vârful muntelui, muntele oferindu-i protecția atât lui cât și familiei în vremea năvălirilor turcești. Însă, forțat de evenimentele anului 1821, pentru că, spuneam, atunci urca el crucea acolo, cară cu sine și tezaurul pe care deținea, o comoară constând în aur pe care o îngroapă undeva.
vestea că printre stâncile muntelui a fost ascunsă o comoară, bineînțeles că a făcut ca și crucea să cadă victimă căutătorilor de comori și ai văzut că acum este ciobită. Ei, dar vorbind despre această comoară, știi că povestea spune că într-un depozit subteran ar fi fost ascunsă singura cale de legătură a depozitului acelui fiind un tunel. Un tunel prin care ar fi intrat și niște localnici, nu de mult, dorind să recupereze comoara, iar unul dintre ei ar fi sfârșit, deci speriindu-se, înfățișându-i se ceva acolo în tunel, a început să strige balaurul, balaurul, balaurul. Lucrul acesta i-a produs probabil o congestie cerebrală, că a și rămas fără grea și ar fi și murit în două zile. Deci legat de acea zonă, deja ne apropiem de vârful Țurțudui. Da, da, suntem în apropiere. Magic. Un loc magic, exact. Magic. Loc pe care de când l-am văzut am simțit că sunt acasă. Despre vârful Țurțudui, ce pot să spun, a fost regăsirea, poți să spui, de sine. De sine, exact. Și tu ai avut foarte multe trăiri aici. Despre vârful Țurțudui o să vorbim în emisiunea de vinerea viitoare, dar și despre alte locuri magice din zona Munților Buzăului, printre care Trovanții, Biserica Fundătura de la, din zona Bozioru, Nucu, în partea aceasta. Avem o cascadă deosebită despre care vom discuta. Ce aș putea să vă spun acum pentru final, având în vedere că în această perioadă are loc festivalul Body Mind Spirit, noi am organizat, am gândit niște reduceri pe perioada festivalului, vineri, sâmbătă, duminică, niște reduceri pentru taberele și călătorile inițiatice pe care le facem. Printre ele se află și două deplasări în acest an către Ținutul Luanei. Unul este pe 31 mai, 1 iunie, de două zile, și următorul în luna august, 30-31 august, care vă așteptăm să redescoperim România și în același timp să descoperim fascinantul ținut al Luanei. Până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați, ne reîntâlnim cu Diana. Îți mulțumesc pentru participarea în această primă emisiune și ne revedem săptămâna viitoare. Cu mare bucurie!